nu în creștini. M-aș fi așteptat ca un creștin să ridice, cum spune Hristos în Evanghelie, dacă voi veți tăcea, pietrele acestea vor striga în locul vostru. Ei bine, piatra care a strigat este un evreu practicant. Un constituționalist european care a salvat onoarea noastră. Numele lui este Joseph Weiler. Este președintele, acum este președintele Institutului European de la Florența. De specialitate jurist și constituționalist european. Și în 2004 a publicat o carte în italiană, a scris-o direct în italiană, care se cheamă Un Europa Cristiană.